Descoperirea arheologică senzațională a avut loc astăzi 9 mai la Chișinău. Cantitatea de dalbaiobism și fățărnicie a atins proporții cosmice. Televiziunea noastră a filmat câțiva huieplăți îmbrăcați la costum, care au ieșit printre oameni, însă erau înconjurați de zeci de bodyguards. Ei ce, n-au auzit de cuvântul ironie? Ha, ia debil! Vă invităm să vă deconectați creierul ca să hăpăniți și voi încă o porție împuțită de macaroane electorale. Astăzi, domnul Hlapotniuc iar și-a scos câinii la plimbare. Ardeian, Pilif și Costea. Celălalt Costea era săracul lipsit de atenție. Mersi foarte mult. În centrul sărbătorii, domnul Hlapotniuc nu a evitat să bage nasul acolo unde nu-i fierbe oala. Hai-mi te rog o poză. Iar domnul Filip a cerut o poză cu bucătarul. Liniștește-l, Filip, că-i fot un polonic în cap. Deci liniștește-l, Filip, că-i fot un polonic în cap. Ei, nu trebuie așa violent. Domnul Hlapotniuc, sincer, bravo, vă mulțumim. Dacă până acum a furat numai bani, am furat și zile din calendar, bravo. Haideți, doamnă, vă rog, nu trebuie. У меня на сегодня вечером план такой. Гречка, водка и пойду спать. Жена похуй. Ulterior, domnul Hlapotniuc a făcut un gest eroic, a venit să dea mâna cu oamenii a căror pensie nu ajunge nici să te ștergi la cur. Dar când te apropii îmbrăcat la pijdacioc cu o farfurie de hrișcă, nu ai cum să nu impresionezi pensionarii. Ținem să menționăm că de terci dumnealui nici măcar nu s-a atins, pentru că, hule, bleat, el și-i prost să mănânci hrișcă. O altă activitate importantă a fost concursul de desene pe asfalt. Mii de copii care au apărut din florile pe care Silvia Radu le-a replantat au scris cu creta Muie Plaha, așa încât aceste două cuvinte să se vadă din cosmos. Iar înainte de partea muzicală, pe scenă a apărut Ministerul de Interne cu câini care au băut apă. Mie ni s-a părut important să aflu azi că nu numai Hlapotniuc, dar și Ministerul de Interne are câini. Seara de 9 mai a culminat cu concertul celui mai celebru interpret de muzică din Rusia, Dmitri Medvedev, îmbrăcat în costumul lui Nicolae Baskov. Și voi răbdați, răbdați, vă put în cur și vă plecați, plecați. Voi la concert aplaudați și gălate, eu vă put, vă put în cur și voi răbdați, răbdați. Voi la concert mă fotografiați, da eu vă put și voi răbdați. Значит, 92-й год. Я, Василий Андреевич, Степан Гаврилович, Нина Павловна из бухгалтерии, мы поехали на Буюкана. И там так нахуярились, честно говорю.